Hei, Bibel! Eu sunt Miremi și bine ați venit din nou pe channelul meu! În acest video vă aduc ceva diferit. Ceva ce încă nu am mai realizat de când postez videouri pe YouTube. Și mulți dintre voi mă tot întrebați cu ce programe meditez fotografiile sau videourile sau mai exact în ce programe lucrez. Ei bine, zilele trecute am dat de un site în care poți să-ți editezi fotografiile sau poți să realizezi colaje sau să-ți faci propria ta grafică și mi s-a părut foarte tare. Nu este tocmai programul în care lucrez eu, pentru că acelea sunt ceva mai complexe, însă acesta este foarte practic și foarte ușor de învățat. Și cu el puteți realiza o grămadă de chestii foarte interesante. Așa că m-am hotărât să-l împart cu voi și în acest video vom învăța să-l folosim împreună și vom învăța să realizăm niște felicitări și probabil și alte chestii, dar rămâne să vedeți videoul până la sfârșit. Începem acest video, intrăm pe Google și acolo vom scrie photoret.com. Acesta este un site care ne permite să ne edităm pozele, să creăm grafica noastră, să realizăm colaje. Oricum, în videoul de astăzi ne vom concentra pe crearea de design și nu pe editarea de poze sau creare de colaje. Dăm click pe creare de design. Așteptăm puțin. Și după cum vedeți, ne trimite pe o altă pagină unde avem mai multe dimensiuni predefinite. De exemplu, Facebook Cover sau Google Plus Cover. Avem și pentru Instagram Post sau pentru Pinterest. Astăzi totuși vei merge la cart. Pentru că astăzi vom realiza împreună o felicitare. Bun. După ce dăm click, vedem că ne trimite din nou pe o altă pagină unde avem template-uri și aici avem mai multe opțiuni, atât pentru Crăciun, cât pentru anul nou, anul 2017, dar și pentru alte evenimente sau alte dăți importante a anului. Avem text. Aici avem mai multe efecte pentru text și stiluri și clip art. Hai să dăm random pe natură. Aici avem floricele, balonașe. Avem de toate. Uite, și pentru Crăciun, holiday. Bun. Vom folosi de ele puțin mai târziu. Și desigur avem și background. Și îl putem schimba dând click pe una dintre pattern-urile dorite. Ok. Eu voi merge la template și pentru că mi-a tras atenția primul, voi realiza unele schimbări. De fapt, voi încerca să-l fac foarte diferit. Așa că încep prin a schimba fontul de la Merry Christmas. Dau click pe el și ne apare o altă căsuță, să spun așa, cu o varietate foarte mare de fonduri. Ne alegem fontul dorit. Aici putem schimba și dimensiunea și mărimea fontului și dacă vrem să fie mai gros sau culoarea fontului. Și vreau să elimin și acei fulgi. Bun. Aici voi schimba textul și voi scrie: sunteți cei mai tari abonați. Love you all. Pentru că am hotărât că această felicitare, să spun așa, să fie pentru voi de sărbători. Bun. Merg la clip art și voi merge acolo unde am văzut inimior, la love, și voi căuta o inimioară pentru că vreau să o pun în dreptul textului. Dau click pe ea, foarte simplu, o micșorez sau o măresc, de data aceasta eu vreau să o micșorez și o pun unde simt că este necesar. Hai să mai schimbăm puțin grafica. Globurile astea parcă îmi plac și se potrivesc cu textul. Așa că cred că voi înlocui fulgii cu globurile. Textul e puțin prea mare. Hai să le facem loc.
micșorați textul, vedeți, foarte simplu, și poziționez globurile exact unde vreau eu. Bun. Elimin și cupcase-urile și, desigur, și acest ren fără cap, fără față, pardon. Și mi-a plăcut foarte mult omulețul de zăpadă, așa că vreau să-l poziționez pe el undeva aici. Să vedem ce mai avem pe aici. Ui, ce tare sunt luminițele astea. Unde le-aș putea pune? Cred că le pun aici, nu, că acoperă textul. Hai să le pun undeva sus. Pe părți. Una pe o parte și una pe cealaltă. Așa. Bun. Și mai alegem încă una. Nu sunt convinsă de cum arată, dar momentan le las așa. Ce să mai alegem? Uite, omul acesta, bradul acesta, așa, îl facem mai micuț, ca și cum ar fi undeva în îndepărtare. Mărez totuși puțin și încă ceva. Uite, renul care fuge, așa, tot micuț, tot undeva mai în îndepărtare. Și ca să nu pară așa gol spațiul acela unde nu sunt fulgi, m-am decis să pun, ups, nu textul, m-am decis să pun, nu mai găsesc fulgul, ok, lăsăm uitat acolo, să pun mici fulgi sau... fulgi de zăpadă, aici colo, în acel spațiu gol. Și cam așa arată felicitarea mea pentru voi. Nu cred că are sens să-i mai pun ceva, așa că o voi salva. Dau acolo click pe save și aici avem dimensiunea, care ne scrie mai jos, și calitatea, care poate fi mai mică, medie sau înaltă. Putem schimba și titlul fișierului. Merry Christmas, voi scrie eu. Și avem și opțiunea de a alege ce format să fie. JPEG sau PNG. Eu voi salva PNG pentru că vreau să o duc la print și vreau să-și păstreze calitatea la maxim. Părerea mea. Bun, salvăm, creăm un fișier nou, ne distrăm cu Photoshop. Și salvăm. Bun. Asta a fost primul exemplu. Voi da back și voi realiza un alt exemplu. De data aceasta hai să mergem pe un Facebook cover. Avem același lucru. Template, text, clip art, background. La template-uri aici avem ceva lucruri mai diferite. Dar eu voi face de la zero. Așa că m-am hotărât să scriu Jesus is the reason for the season și mă voi juca puțin cu fonturile și vedem mai încolo ce iese. Bun, intru și pe Facebook. Bun, intru și pe Facebook. facebook.com/miremivlog. Și voi schimba
coverul pe care l-am așa de toamnă, pentru că deja nu mai e toamnă, îl voi schimba cu cel pe care l-am realizat acum. Jesus is the reason for the season. După cum puteți vedea, dimensiunile sunt exacte și arată foarte bine. Și gata! Sper că v-a plăcut acest video și v-a fost de folos. Sincer, am vrut să realizez acest video și să vă prezint acest program pentru că știu că pentru restul DIY-urilor pe care le-am realizat, fie de Crăciun sau în timpul anului, mereu avem nevoie de câte un material care probabil nu-l avem în casă și trebuie să mergem să-l cumpărăm. Însă, ca să realizăm sau să realizați ceea ce am învățat în acest video, nu aveți nevoie de aproape nimic. Probabil de creativitate, de puțină răbdare, de un calculator și internet pe care cred că l-ai odată ce mă vizualizez. Dacă ți-a plăcut, nu uita să-mi demonstrezi acest lucru printr-un like, să-l distribui și pe paginile tale de socializare sau cu prietenii tăi și să te abonezi dacă nu ai făcut-o încă. Pentru că nu cred că vrei să-ți pierzi și următoarele videouri și lucrurile interesante care vor mai fi pe acest channel. Nu uitați că mă puteți urmări și pe paginile mele de socializare, toate linkurile le aveți în căsuța de descriere și, desigur, aștept și comentariul tău aici jos, pe pagina mea de YouTube sau pe paginile de socializare. Exemplele pe care le-am realizat le voi pune pe blogul meu și voi... Exemplele pe care le-am realizat în acest video le voi pune pe blogul meu și le voi lăsa la îndemâna voastră ca să le puteți folosi și voi sau, nu știu, să le aveți în caz că le vreți. Și cam asta a fost totul pentru azi. Ne vedem în următorul videoblog. Bye, bye! Aștept o poză cu tine. Nu. Sunt un pic răcit, așa că dacă vorbesc puțin ciudat sau pe nas, mă iertați. De când ești pe YouTube. În acest video vă aduc din nou ceva nou. Din nou nou. Ok, în acest...